Tensiunile dintre primele două mari economii ale lumii escaladează din nou. Washingtonul a impus noi tarife vamale de 25% pentru importuri de bunuri din China în valoare de 200 de miliarde de dolari. Oficialii de la Beijing spun că vor răspunde cu măsuri similare, însă discuțiile continuă între cele două părți pentru a salva acordul comercial. Ministerul Comerțului din China a declarat că regretă profund decizia Statelor Unite și precizează că va lua măsurile de combatere necesare, fără a oferi alte detalii, titrează presa internațională. Decizia Washingtonului vine în timpul negocierilor dintre reprezentanții Statelor Unite ale Americii și China menite să salveze un potențial acord care ar stopa războiul comercial din ultimele 10 luni între cele două mari economii ale lumii. Bursele din Asia au înregistrat vineri dimineața scăderi semnificative după anunțarea noilor tarife vamale. Investitorii sunt îngrijorați că un război comercial prelungit va afecta creșterea economiei mondiale. Analiștii avertizează că decizia Statelor Unite exacerbează incertitudinile privind comerțul global, iar tensiunile dintre SUA și China sporesc și afectează negativ încrederea pe plan mondial.